Ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare de etalare. Etalare de etalare, etalare de cărți despre o persoană care vrea să fie drăguță cu voi. Asta pentru că am simțit eu niște chestii foarte drăgălașe înainte să fac această etalare și cred că este energia acestei persoane. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi, a apărut Regina de Spade, dar Regina de Spade e o persoană rațională care vrea să comunice adevărul, vrea să aducă claritate, vrea să facă dreptate în general în energia sa bună. Dacă vorbiți despre semne de aer care nu au fost corecte, probabil că nu au manifestat această energie în varianta lor cea mai bună. Este că la capătul setului de cărți există acești îndrăgostiți, o poveste de dragoste cu un personaj foarte sensibil. Poate sunteți voi Regina de Cupe. La locul de muncă, mai mult sau mai puțin, ideea este că acest personaj, nu, cred că mai degrabă voi ați iubit această persoană. Vreau să zic că ați muncit în relație, ați muncit, da, ați muncit, ați oferit cupe, emoții, dragoste și totuși din niște motive s-a încheiat relația. S-a încheiat ca să se transforme. Poate că nu au oferit reciprocitate, poate din alte motive nu au putut să ofere tot atâta dragoste cât le-ați oferit voi, pentru că aici este moartea, moartea și renașterea. Și totuși, în această perioadă, ei în continuare se simt foarte atrași. Și nu e doar atracție fizică, este un fel de a vă completa pe care probabil că nu l-au exprimat de fapt, dar nu l-au mai trăit, experimentat, vreau să zic. Și totuși, hai să vedem. Interesant că aici s-au oprit la delfin, delfin în care înseamnă, e o energie foarte benefică și în celelalte cărți cu animale reprezintă drăgălășenie. Happiness, da. Și am văzut și 10 de cupe. Le dați fericire, îi faceți fericiți pe acești oameni. Dar hai să vedem cum vor să vină spre voi sau ce energie se manifestă în ei în această perioadă, când se gândesc la voi, să vedem ce vor să fac, în fine. Cât de simțiți, simt ceva dulce. Interesant. Beaver. Castorul. Sunt foarte, foarte atrași de voi fizic cu acest jaguar release. Nu se pot elibera de voi, nu se pot elibera de această atracție, pentru că în primul și în primul rând este nemanifestată. Și cum să se elibereze dacă este nemanifestată? Da? Eventual se pot elibera singur, dar nu e același lucru, înțelegeți? Nu e același lucru! Sunt foarte geloși, plini de pasiune, dar e... această pasiune îi fac să... îi determină să muncească, pentru că acest castor reprezintă de fapt munca. Am vorbit de 8 de munca în relație. La un moment dat ați lucrat mai mult voi. 27 să însemne ceva, 5 și 9. În fine, acum e cazul să muncească ei. Pe de-o parte sunt și geloși, vin și cu multă pasiune să muncească. Rămâne de văzut. Hai să mai amestecăm. Să vedem câteva date despre acest personaj care vrea să vină înspre voi. Dar vedeți ce interesant. Vin cu o energie foarte... N-aș spune naivă, nici pură... Să zicem, în aparență cu minte și dispuși să muncească, însă vedeți în spatele acestui castor ce energie, ce foc, da? Și aici la fel, ce foc. Interesant că după jaguar apare reciprocitatea. Da, își doresc să vă ofere ce nu v-au oferit, eventual ce nu au oferit nimănui. Sau poate voi așteptați, rămâne de văzut, dar eu vorbesc totuși o persoană, iar apare Regina de Spade. Hai să vorbim. 7 de monede. Mai cine e această persoană? 7 de monede se zice că ar vrea să investească în voi. Să investească și eventual să muncească. 7 și 7. Da, vor să investească și se gândesc cum să vină. O strategie prin care să
ajungă mai aproape de voi, eventual. Mai dăm o carte despre acest personaj. Mai simt câteva mesaje, dar mai vreau o carte despre acest personaj, care părea sweet. Părea foarte sweet. Justiția. Nu obligatoriu semnul balanței, dar ar putea să fie. Sau cu marcaj. Marcaj în balanță și eventual în planete de... În planete, în case de pământ sau zodii de pământ. Dacă acest personaj v-a pus în așteptare, a fost din cauză că a avut un contract, a avut o situație legală de rezolvat sau este o situație legală. Poate să fie căsătorie, poate să fie un contract, pot să fie niște chestiuni care țin de karmă, de echilibru și totuși care nu s-au manifestat corect pentru că apare acest șapte de spade. Șapte de spade care în general fuge de corectitudine, fuge de justiție, fuge de echilibru, fuge de contract, adică nu le respectă. Da, dacă e căsătorie, ok, mai fugim și pe lângă. Dacă nu e căsătorie sau e un job sau e o chestiune, un contract undeva la locul de muncă, ne mai facem timp și pentru altceva, eventual pentru pauze, munci. Pauze lungi și dese, cheia marilor succese, șapte de monede. V-a pus în așteptare acest personaj. Acesta este personajul despre care vorbim la capătul setului de cărți. Da, are o regină de monede, posibil să aibă o soție, un soț. Sau niște responsabilități, mamă, eu știu, sau dorința de a face bani, da, de a-și găsi stabilitate financiară. Dar în spatele acestei dorințe, da, că vrea să muncească, poate că vrea să muncească și sau a vrut să muncească mai mult pentru carieră și mai puțin în relație. Și totuși acum ceva se întâmplă, pentru că apare o schimbare, cinci înseamnă schimbare. Energia sa creativă și sexuală este neeliberată din cauza că voi nu mai oferiți cât ați oferit, ci este cazul să ofere ei, da, reciprocitate. Ceva se va întâmpla. În această perioadă, ei visează la voi. Ia uite, sunt foarte fericiți, vor să încearcă să se abțină, puterea și temperanța încearcă să se calmeze, dar sunt euforici, infatuați, așa se nu infatuați ca persoană, cât e o stare de infatuare, da? De obsesie, de visare, de... Se gândesc frumos la voi, se gândesc frumos, ba, chiar unii se gândesc ce frumos ar fi fost dacă erați voi soțul sau soția lor. Ce drăguț era și câte ați mai fi făcut, mai ales cu această carte, câte ați fi putut să faceți și câte v-ar fi oferit, dar e un contract acolo. Hai să vedem ce vrea să facă, ce vrea domnul acest personaj, că se simte foarte așa, se simte foarte sweet, ha. Sunt multe cărți, nu. Hai să le punem frumos în ordine. Ce vrea? Deci acesta este personajul despre care vorbim. Am zis, a creat conflicte din cauza felului său de a fi, din cauza confuziilor mentale, din cauza strategiilor, din cauza faptului că nu a vrut să muncească, dar acum vrea să vină să muncească, pentru că își dă seama că e cazul. Ca în legile lui Murphy, dacă lucrurile nu se fac singure, nu merită să fie făcute, așa au gândit. Dar acum când văd că nu se fac lucrurile singure... Apa, e cam cazul să pună și eu un pic pusul la muncă, nu? Văd valetul de monede, ar vrea să vină să comunice, să vă ofere ceva, să vă invite undeva. Hai să vedem ce vrea să facă acest personaj, că se simte foarte zuit. What is sweet? Mă și uimesc cărțile, dar probabil că acestea sunt cărțile care îl reprezintă sau o reprezintă până în această stare de sweetheart. Vedem ce apare ea. Să te iniote. Astfel de monede vrea să ofere ceva, să... Vedem ce. În cadou, măcar. Că vine Valentine's. Nouă de spade, sărac, aș face griji. Temperanță. Își face griji, nu poate să doarmă noaptea de atâtea griji. Și știe că trebuie să se vindece, știe că trebuie să se echilibreze, dar rămâne de văzut dacă poate, pentru că,
Opa, dacă vouă vă e bine și lor nu e, lor nu le este soarele, își fac griji, vor să se împace cu soarele lor. Iar apare și soarele și diavolul. E o obsesie mai degrabă. Obsesie. Toate cărțile arată infatuare, toate cărțile. Mai puțin temperanța. Temperanța este conștiința lor că trebuie să se echilibreze și conștiința lor că n-au fost corecți și trebuie să echilibreze cu această justiție balanță, da? Trebuie să echilibreze lucrurile. Dacă vor să fie fericiți, dacă vor să-și recapete buna dispoziție, că în această perioadă, după cum vedeți și voi, sunt... plâng între plâns și visare. Și mai ales dacă vor cu acest jaguar. Ia uitați aici, nu e așa că e foarte sexy. E foarte sexy poziția, nu? Așa cu acest jaguar și cu acest diavol, dacă nu, da, dacă nu vă întâlniți, cum să elibereze energia aceea, tensiunea aceea sexuală, care este foarte, foarte mare, se strânge, se acumulează. Și degeaba s-ar duce în alte părți, pentru că nu e același lucru, pentru că doar lângă voi există soarele. Dar se pare că i-ați blocat. Însă, în acest blocaj, dacă voi ați blocat, începe să se trezească conștiința lor. Că, de fapt, și sunt regi de cupe, că, de fapt, voi, rege și regină, ce sunteți, într-un fel sau altul, corespundeți emoțional. Aici este o trezire, dar în spatele blocajelor, provocate de voi, pentru că ei n-au fost corecți, pentru că ei v-au pus așteptați, pentru că ei au fost conflictuali, pentru că ei au fost nedrepți, la la la, la 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 la. Hai să vedem, clarificăm nouă de spadă. Hai de ceva, Zweihart, Zweihart. Nouă de spade, te rog frumos. Nouă de spade, dragă tarot. Hai, nouă de spade. Asul de cupe! Hai, de normal. Acum, în spatele blocajelor, își dau seama și ei în tăcere, da? În tăcere, că de fapt, fui, sai, 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 s-au îndrăgostit, măi. De ceasul de cupe. S-au îndrăgostit și sunt foarte îngrijorați. Deci nu se așteptau să se îndrăgostească asul de cupe. Puh, așa e, măi, când te îndrăgostești, așa se întreabă ei. Așa e când te îndrăgostești, nu mai dormi noaptea, îți faci griji. Sweetheart, da, este bittersweet, da, dulce amar. Marea preoteasă, trei de monede, da, este tăcere între voi, tăcere. Între timp să vă mai urmăriți unul pe altul, frici în continuare sunt, mistere, dar totuși se caută soluții cum să colaborați, cum să vă întâlniți, cum să reconstruiți ceva. Hai să vedem temperanța. Temperanța. Vrem o italare scurtă și la obiect. Regina de monede. Încearcă să fie pământeni, da? Dar nu cred că reușesc. Pentru că, de fapt, ei sunt într-un dezechilibru. Interesant. Se simt abandonați și totuși simt la voi. De-abia acum, când au fost abandonați, când au înțeles ce înseamnă regretele, lacrimile, da? Da, acum când i-ați blocat, au înțeles ce înseamnă dragostea. Și am înțeles că țin la voi. Țin la voi și nu vor să vă piardă. Și vor să vă ofere ceva deosebit, asul de monede. Poate un cadou de Valentine's. Valentine's. Ideea este că voi le dați stabilitate. Voi le dați și fericire. Îi satisfaceți și, înțelegeți voi, fizic. Dar îi echilibrați și emoțional, și spiritual, și le dați și stabilitate, mai nu neapărat financiară. Faptul că voi sunteți pe picioarele voastre, sunteți persoane serioase, îi mențineți în echilibru. Nu, și puteți și mai mult decât atât. Nu, aici e fain. Aici este șocul, aici este
E un șoc, mă mir că n-a apărut Uranus încă. Da, soarele într-o formă sau alta este o trezire. Lângă voi se simt și fericiți, se simt și satisfăcuți, se simt și cu sufletul plin și cu picioarele pe pământ. Hai, 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 ce frumos clarificăm soarele. Bittersweet. Ce am. Oh, da, câtă pasiune, jaguarul acesta, diavolul acesta ar vrea să vă devoreze. Și să vă arate vouă, să vă arate vouă, ce știu ei, ce sunt ei în stare, da, când sunt așa plin de pasiune. Dar mai este încă o chestiune foarte drăguță pe care o simt trecând peste această energie foarte sexuală, care este neeliberată. Dom'le, e neeliberată, trebuie eliberată. Nu e același lucru de unul singur, nu e același lucru, dom'le, trebuie în doi. Asta e, ține foarte mult la voi. Trebuie în doi. Fac și poezii. Fac poezii mare. Da, uite, regina de cupe. Multe emoții. Sunteți o persoană sensibilă, dar ați plecat de lângă ei. Pentru că și ei au plecat și au creat conflicte. Așadar, ce mai simt? Am spus că în afară de această atracție fizică, soarele și regele de bute, spune că vor să fie și foarte creativi cu voi. Da, vor să fie foarte creativi, jucăuși, glumeți. Nu, regele de bute cred că este cel mai glumeț dintre toți regii. Adică, dacă vor să cucerească pe cineva, cred că pot să o facă foarte fain prin glume, prin râs, printr-o stare de voie bună. Se pricep foarte bine să distreze nu doar publicul, cât și persoanele pe care vor să le cucerească. Da. Și aici este frumos. Descoperă o latură specială în ei, o latură creativă, o latură exuberantă pe care probabil că nu aveau, că altfel de ce ți-ar fi purtat așa nedrept, secretos și plicticos. Probabil că așa erau obișnuiți, așa au crezut că o să fie și cu voi tot cum altă situație, o să mă plictisesc la un moment dat, vedem ce iese și pe urmă plecăm. Și între timp, măi, nu cumva asta e dragoste, ui. Inima mea începe să palpite. Nu mai pot să dorm noaptea. Afară de visele erotice, mai am și griji. Am și griji. Dacă cumva se întâlnește cu altcineva, dacă altcineva îl o fura. Clarificăm diavolul. Este și obsesia, nu? Și obsesia, și gelozia, și infatuare, așa se numește. Infatuare. Deși se pare că pe lângă infatuare, ia uite ce frumos. Ah, regina de cupe infatuare. Da, am zis, pe lângă infatuare mai este într-adevăr un început de dragoste. Aici îi stresează pe ei. Hai că infatuați au mai simțit, au mai fost pe aici, pe acolo, odată, din când în când, dar mai dragoste ca asta, nu e chiar așa. Deculea. Diavolul, regina de cupe și asul de monede. Aici este. Știu că meritați să primiți. Să fiți într-o relație de lungă durată, pentru că sunteți nu doar o persoană sensibilă și generoasă și generoasă din punct de vedere emoțional și spiritual, dar sunteți și o persoană stabilă. Și atunci știu că sunteți o persoană stabilă, că le oferiți lor stabilitate și căutați valori, nu valori materiale, cât valori, valori spirituale cu temperanța, da? Și atunci ei vor să ofere un as de monedă, o relație de lungă durată sau măcar un cadou valoros care se exprime, domnule, se exprime și pasiune, și emoție, și valoare, trei într-unul. Ba, ar putea să fie și patru. Dar nu cred că știu ei deocamdată să ofere chestii care țin de spiritualitate. Dar simt că e ceva și mai mult. Am văzut îndrăgostiți, da? Și totuși la capătul setului de cărți apare luna. Încă sunt într-o stare de frică.
Pentru că știu, aici se trezesc, știu că v-au dezamăgit. Poate că au fost căsătoriți, poate că au fost concentrați pe bani, poate că au avut o familie în care au încercat să-și facă timp între familie și voi, în fine. Dar, e o trezire. Interesant că acest valet de spade vrea să comunice, da. Ar vrea să comunice, dar deocamdată le e cam fricuță. Păi, da, de normal. Normal. Pentru că n-au fost corecți. Cu șapte de spade și justiția n-au fost corecți. Au fugit de dreptate. Au fugit de echilibru pentru că ei sunt în dezechilibru. Dar ce e drăguț că totuși acum încep să se tempereze, să se vindece, să se echilibreze. Gândul la voi, da, îi stresează, dar îi și alină într-un fel sau altul. Și îi și inspiră, știți cum e? Ca un medicament care uneori uneori nu ne place să luăm, dar totuși în momentul în care luăm ne face bine, evident, și are și un gust plăcut, totuși. Ia clarificăm 9 de spade. Mai clarificăm un pic. 9 de spade. Clarificăm așa din gândurile lor. 9 de spade. Îngrijorați. Mai, mai. Dar voi știți că asta e. Am văzut un cavaler de bâte, probabil că erau mai aventuroși, mai extremiști. Tu. Magicianul. Unde s-a oprit, da? La 4 de spade și la 4 de... Se gândesc acum. Țin foarte mult la voi că sunteți. Țin foarte mult la voi. Se simt și atrași. Ia uite, regina de bâte. Și aici este regele de bâte. Vedeți? Și regele și regina de cupe. Și emoțional și fizic. Se simt foarte atrași și simt foarte mult la voi. Dar aici este trezire. E o trezire. Deci dau seama că aici analiza 4 de spade. Față de voi. Voi sunteți, îți dau seama că sunteți o relație foarte specială. Ați mai trăit într-un fel împreună. Ori ați mai trăit în tinerețe, în copilărie. Ori simt că ați mai trăit în altă viață. Aici este trezirea lor. Își dau seama că au fost în primul și în primul rând manipulatori. Dar acum acest magician vrea să se arate într-o variantă bună. Da? Vrea să se arate, ia uite, 8 și cu 1, 9, 9 de spade. Vrea să se arate într-o variantă bună. Adică vrea să manifeste această dragoste pe care încep să o simtă. Ia clarificăm și diavolul. Mai clarificăm diavolul. Își dau seama că au fost manipulatori, că nu au comunicat corect, poate nu au spus. Sunt multe. Clarificăm diavolul. Haide, te rog. Clarifică diavolul. Nu ne mulțumim doar cu două cărți, mai vrem. Nu vrei? În primul și în primul rând e frica, pentru că am văzut luna. Diavolul poate să însemne și frică, dar înseamnă și obsesie cu 9 de spade și 8 de spade pe care le-am văzut. Înseamnă și atracție teribilă, obsesie fizică într-un sau totuși multe, dar am văzut Marea Preoteasă și Cavalerul de Spade. Da, vor să comunice, tot apare chestia asta cu, nu știu la cine s-a manifestat încă, dar cineva tot vrea să comunice. Uite că nu vrea să clarifice, în sfârșit, diavolul.
Regina de spade. Vor să vă vorbească despre niște tendințe negative, eventual despre fricile lor, despre adicțiile lor, despre un fel de a fi egoist, probabil, pe care vor să-l vindece. Și știu că doar în relație cu voi, Regina de cupe, care sunteți plină de empatie și compasiune și, eventual, temperanță, se pot vindeca. Dar e atracția asta peste care greu pot să treacă. Greu pot să treacă peste această atracție. Acești oameni. Doi ași. Da, aceștia trebuie probabil oferiți mai de la început, dar hai să vedem totuși până la urmă cum acționează acest personaj, că astea sunt stările lor. Hai să vedem cum acționează acest personaj până la urmă. Acțiune. O dată, de două ori, de trei ori, hai să și tăiam. Ia uite, vor să încheie un ciclu de trădări? Acesta s-a încheiat în viața lor separat de voi, că a fost și între alte șase de bute. De bute. Eremitul. Și valetul de cupe. Își dau seama că au fost egoiști cu șase de bâte. Și din cauza aceasta au căutat în alte părți, au căutat atenția și din cauza aceasta ați spus, până la urmă, blocaje pentru sănătatea voastră, pentru a vă echilibra voi, în primul rând, da? Și blocajele acestea au manifestat tăcere. Și mai multă tăcere. Dacă ei au fost ocupați să se ducă în alte parte și să manipuleze și să păcălească pe altcineva, și asta înseamnă că nu va oferi vouă suficientă atenție și, în fine, comunicare, adică s-a manifestat tăcerea în momentul în care ați blocat și voi, s-a accentuat tăcerea, s-a accentuat întunericul și acum a trebuit să-și găsească lumina singur, pentru că la un moment dat accesau lumina voastră mai ușor, da? Dacă i-ați blocat, asta e. Și se pare că vor să-și ceară niște scuze cu valetul de cupe. Interesant să o ia de la zero, nebun. Hai, bre. Hai, bra. Hai, bra. O, bra. Vrea să se și lupte. Bra. Vrea să se lupte, măi. Vrea să se lupte. Eventual, în acest nou început, vrea să-și protejeze începutul. Și... să-și... Ce mai vrea? Deci scuze clar, că fără scuze sunt conștienți că n-au cum să vină fără scuze. Există și o mare dorință de a manifesta 0 și 1. Că tot am văzut moartea, da? Probabil că renașterea se transformă, renașterea se întâmplă în ei, ei încep să se transforme sau au început să se transforme și, repet, sunt conștienți. Simt eu acum referitor la aceste cărți. Dragoste au cu regele de cupe, dragoste au, nu se pot să arate prea mult, pentru că nici nu se poate. Nu clarificăm această carte, clarificăm luna. Clarificăm luna.
Dar oamenii ăștia încă nu sunt vindecați, încă... Bine, transformarea durează, dragii mei, și voi știți că și voi care v-ați transformat ați avut nevoie de timp. Că ziceți că vai, că de un an, doi, că de cine știe cât timp, de o lună e prea puțin, în niciun caz, dar e bine dacă au început să se trezească, dar transformarea necesită timp. Simt că încă mai au niște frici. Fricina se deschide emoțional. Cum? Rămâne de văzut dacă voi le dați această șansă să începeți de la zero. Ia, clarificăm mâna, te rog frumos. Da. A fost clarificată de regele de spade și doi de bâte. Iar încearcă să-și analizeze mental fricile, emoțiile. Și nu este cea mai bună cale, da? Asta și fac chiar de la început. Își analizează emoțiile și se îngrozesc. Cum așa este să fie acustit? Oh, Doamne! Cum e să fim drăgostit? Eu vreau să fiu un rege de spade, să nu pese de nimeni și de nimic. Când îmi place, iau și mă simt bine și cam asta e. Da, și trebuie să aleagă. Ce face? Ce face? Stă așa cu această bâtă pe loc? Sau, na, face o pălătorie în jurul lumii sau măcar așa, nu știu, un mesaj pe internet, ceva, o comunicare, ceva cu voi, ca să exprime că nu se poate. Știu că n-au cum să vină așa la voi. Regele de spade nu o să fie în veci primit așa. Da, rațional nu vrea nimeni. Adică da, e bună rațiunea, într-adevăr, nu știu, să mă înțelegeți bine. Sunt buni oamenii, raționali, logici, sunt buni la casă omului. Dar totuși, când e vorba de dragoste, vrem pe cineva care se exprimă emoțional și ei știu, da? Aici e luna, au frici, se exprim dragostea. Mică! Da, și acum... Încearcă să-și facă niște planuri, da, planuri, doi de bâte, planuri, cum să vină, să muncească, să schimbe situația. Știu că trebuie să vină înzuit, hort. Păi da, măi, că vine o împărăteasă. Hai, mă, pardon. Sunt foarte fericit când se gândesc, ia uite, cât de misterioasă, câtă bucurie le aduce. Abia așteaptă să se suie în mașină, pe motocicletă, pe cal. Pe ce se suie ăsta? Pe șorice. Sper că nu pe șorice. Hai mă, asta nu e. Șorice leu. În fine. Pe ce s-or suie pe trotinete? Că acum văd că se poartă trotinetele. Și să vină spre împărăteasa lor. Ideea este că trebuie să fie determinați. Asta încă stau și analizează emoțiile, stările pe care le au. Intuiția, își ascultă intuiția înainte să-și facă aceste planuri. Intuiția le spune, măi, dacă nu exprimi ceva emoții, acestei regine n-ai cum. Nu că nu te înțelege că proastă, nu e regina de cupe, dar e bașul dragostei. Și aici sunt îngroziți. Aoleu, că mi-e dor. Așa e dragostea, mă. Și cu lacrimi, și cu palpitații, și cu fluturaș în stomac, și cu dor, și cu... Împărăteaselor. Ce le-ați făcut, mă, împărăteaselor? Așa, din seria acestor cărți, da? Că acest personaj este neeliberat. Eliberați-l, doamnelor, sau domnilor, eliberați-o. În timp ce amestecam, iar frici, iar emoții, luna. A apărut al treilea asul de spade, deși l-am mai văzut și pe acestea, și regina de bâte, da? Și aici este regele de bâte, mai, regele de bâte, regina de bâte și soare. Poate vor și un copil cândva. Știți cum e. Omul visează. Dar se simt atrași la maxim de voi. Doamnelor, dacă...
dacă v-ar urmări momentele voastre intime, ce bine ar fi. Dar ideea este că voi îi eliberați de niște tendințe, repet, mentale, în care priveau și dragostea și sexul, dar o chestie de necesitate. Da, o chestie, da. Da, uite, așa ascund, soarele ascund, dorința de a renaște și stresul ăsta nouă de spade. Mă dorește și pe mine, mă place. Dar dacă nu ne potrivim, dar dacă nu o să-i placă ce vreau eu să... să-i fac. Da, ascunde această fericire, soarele. Hai să vedem. Trei cărți, nu mai mult. Nu mai mult că... Și așa nu vrea să exprime. Dar probabil că în pat o să vrea să exprime acest personaj. Predominant masculin. Pentru că aici trebuie să vină înspre împărăteasă, înspre femeia sa divină. Da? Ce simte? Ce simți, dragă? Am văzut trei de spade, te dezamăgiți. Sunt trei? Dacă sunt trei, le... dar e obsedat? E nouă de cupe, vrea să fie vulnerabil, dar e obsedat, iar justiție. Sexual obsession. Tu ești steaua mea, soarele meu, draga mea. Tocmai acum te-am întâlnit. Când m-am obișnuit, fără dragoste, ai apărut și tu acum. Să-mi dai viața peste cap. Steaua vindecă. Vindecă de experimentalism. Am văzut cavalerul de spade. Experimentalism. Oh, ce frumos. Și asul de cupe. Mai, ce simt. Și asul de bâte. Asul de cupe. Da, asul de cupe. Asul de spade l-am văzut. Am văzut și asul de monede. Asta, ia uitați. Aici, asul de... Unde ești, măi? Vedeți, vedeți, aici sunt scuzele. Asul de monede cu regina de cupe, da. Și asul de bâte. Da, au fost experimentaliști. Ce au zis? Să încerce și aia, și aia, și aia. Da, nu le-a adus fericire. Le-a adus un soi de cunoaștere. Dar nu e. Nu e dragoste. De-aia se și sperie, de-aia sunt și stresați, de-aia nici nu dorm noaptea. Ce se gândesc că măcar te-aș fi o noapte împreună cu această, scuzați-mă, cu această doamnă, eventual domn, eventual, da? O noapte. Dar pentru asta trebuie să vină, să comunice, să fie vulnerabil, eventual să-și arate și ei pasiunea, nu? Să arate. Dar nu e vorba doar de pasiune, vorba și dorința de... Am văzut nouă de cupe, dorința de a fi deschiși față de voi. E cam greu, dar trebuie. Sunt conștienți că trebuie. O noapte, dacă ar fi... Stele verzi, probabil. Stele verzi. Nu știu dacă stele verzi ați vedea, dar sigur v-ați vindeca unul pe celălalt. Mai ales, Doamne, are această putere de a-i vindeca inima. Nu știu, parcă e o chestie caldă. Aveți puterea să-i deschideți inima, să simtă că are suflet. Până acum n-a simțit că are suflet. Da? Exact cele două cărți aici, da. Simte că are suflet și este absolut îngrozit. Dar o noapte cu voi, one night in Bangkok. Îmi place melodia, da? Iar vindeca. Dar evident, își dau seama că nu se poate doar o noapte, că voi nu sunteți de o noapte, așadar trebuie să vină să ofere o relație de lungă durată, da? Adevărul și pasiunea. O noapte, dacă ați fi, ați începe așa frumos, domol, serafic, dulce, zuind, hard, romantic. Și pe urmă v-ați devora, nu? Și ați arde în brațele celuilalt. Yes, yes, yes. Am zis că cineva s-ar putea să-și dorească un copil, aveți grijă, aveți grijă dacă nu vreți. Cam asta își dorește acest personaj. Yes! Vă place, nu vă place?
Am vorbit despre un personaj care se simte foarte, foarte ciudat, foarte ciudat. O să vină. Nu știu cât timp, la unii mai devreme, la alții mai târziu, vine acest personaj. Sau măcar va exprima. Se va crea conexiunea, se va manifesta acest început. Evident, dacă vreți. Dar, repet, le este un pic frică. Încă le e frică. Cine știe cât timp le va mai fi frică să se deschidă în fața voastră. Dar în momentul în care vă veți îmbrățișa, o să zic că wow, mi-a ieșit inima din piept. De-abia descoperisem ca inima cum a ieșit din piept. S-a adus la iubirea mea. Și acum, dragă, ai două inimi în loc de una. Vă pup, sper că v-a plăcut. Dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!